Acum, lucrăm astăzi, Cristina. Uh, recurățare. Da. Pentru Iacob. Uh, acum voi număra. Punctele le-am citit. Voi număra de la 1 la 3. Iar tu cauți și te conectezi terapeutic cu partea subliminală a lui Iacob. 1. 2. 3. Da. Este aici cu noi partea subliminală, în corpul energetic, are o înfățișare ca de soldat roman, deci are acel coif, știi, ascuțit, care zice multe acel coif, cu ascuțitura aia, cu chestia asta așa, știi, până pe cel de-al treilea ochi și pe chakra corona. Uh -huh. Deci îl văd ca un sistem de blocaj, de furt de energie din zona cea mai importantă a corpului. Da. așa are în jur de 30 ceva de ani, are poarta acea tunică romană și sandale uh -huh. se numește DASIUS în această viață deci a accesat o, viață, o, o amintire o, o amintire, da uh -huh. hai să-l atingi și să, a, să atingi partea subliminală da. și să-i cerem acordul da am identificat-o după proiecția de ului ea este, îi spun că am venit aici la cererea soției, soției să-i facem o recurățare uh -huh. și întreb dacă nu am șters linia asta temporală, de ce se reconectează cu viața asta. Uh -huh. Deci ne-a dat acordul, să precizăm, uh -huh. așa. Le ridică de numere, așa, ca nepotincioși și deci nu poate da un răspuns. Uh -huh. Și zic că nu cumva este pentru faptul că tu simți blocaj aici în zona asta, um, ai sinu și în fundați, deși noi am făcut o curățare, da? Uh -huh. Și spune da, în viața asta s au întâmplat multe, da? Uh -huh. Deci îl văd în această viață Eleonora uh -huh. într-o misiune cu legiunile în Etiopia. Da, Stau foarte mult timp, ani, aici, uh -huh. deci cu o parte din est îmi vine uh -huh. ca informație, așa, și ce pot să spun, că încep să aibă contacte cu localnicii, da? Uh -huh. Adică, cum să spun, este un melanj. Un se amestec... naturalizează, cum ar veni. Da, se naturalizează acolo, da? Uh -huh la un moment dat îl văd în postura de a fi cu o femeie da. de acolo, deși el a lăsat o familie acasă, da. așa, formată din fată, băiat și a, o olivie, așa, o soție, destul de tânără și de frumoasă, distanța, singurătatea, na, faptul că este altă viață aici, deci euh, sunt detașați pe perioade foarte lungi da. de timp, de genul la 20-30 de ani, da? Ha, e o viață. Da, unii își aduc familiile, alții preferă să continue noua familie, care mm -hmm. o parte din uh, salariului, să spunem, de la Imperiu, da. da, se duce acolo, dar... Mm -hmm. Ei au alte facilități aici, local. Deci este cu o femeie etiopiană, se numește Nubi, da? Da. Și are alți doi copii, doi băieței, da? Da. Văd mai târziu că ei fondează un fel de școală la care învață și copiilor proprii, dar și copiii localnicilor, uh -huh. sau mixți, știi? Căsătorii da. din... Mm. Da. În perecheri, de fapt, mixte, așa da. Totuși, la acea școală, deci, cum să spun, mixtii și au un alt statut față de localnicii propriu zis uh -huh. știi? Adică mixtii sunt în față uh -huh. Așa, în fața clasei Ceilalți sunt, au un profesor aici este un bărbat, este de sorginte etiopiană, dar a făcut studii. Da, este, da. Este învățător, da? Da. Tuxu. Tuxu? Tuxu cu dă de la Dan. Aha. Așa. Și văd că este un pic agresiv, violent cu copiii. Îi uh -huh. lovește copiii peste degete. Da. Ei au tablițe, școala practic este cumva în aer liber, dar are mai un acoperici de stuf. Sunt niște da. băncuțe și niște masuțe da. din împletite, știi? Așa, și așa un fel de tablițe și e, sunt din lu, sunt moși și un fel de creion din lemn ascuțit cu care desenează. Scrierești. Da, scrijele, scriu, mm -hmm. știi? Și apoi este un fel de burete abraziv. Da. este lufa, buretele ala, da, știi? Da, da. și pun apă, deci îl mai în apă, șterg și apoi uh -huh. dau cu palma și se șterge ce au scris. Și, uh, deci, acești copii plâng, plâng uh -huh. foarte mult. Deci, dezvoltă o frică și o ură față de uh, doxul, de învățător. Uh -huh. Dar nu spun nimic acasă, știi? Uh -huh. Pentru că nu sunt singurii care sunt agresați, da? Doxul are o entitate uh, draconiană falnică în spate, da? Uh -huh. Și îi place să sperie copiii ca să îi conecteze să ia energie, da? Da. Um, câțiva ani sunt în jur de 14-15 ani când trebuie să învețe tainele armelor și... și Încep lecțiile de istorie. Uh -huh. Istoria romanilor, nu a Etiopiei. Da, da. Așa. Deci trebuie să știe din ce neam fac parte și toate astea. Dar școala se continuă tot cu doxul. Uh -huh. Deci el a, a predat la toată seria școala. asta de copii. Da. Alții, alții, alții predau la alte clase uh -huh. cu albine, da. Deci, a seria de la început da. și până la da. sfârșit. Cum ar veni, este un fel de gimnaziu acum, da? Da. S-au schimbat, discuțiile sunt mai libere, sunt mai relaxați, dar cei doi copii încă au, cum să spun, um, ură și resentimente multe față de. Deci, îl consideră. Copiii lui, da? Da. Copiii uh, romanului, da? Da. da. O da. da. Așa și atunci până la urmă copiii deci îl consideră pe acest profesor, cum să spun, vinovat de toate umilințele vieții lor, da? Mm -hmm. Ca urmare, inscenează ceva, îl mm -hmm. atrag undeva, deja știu să mânuiască, să cuțite și așa de mai departe. Ei sunt mari acum, ai zis sunt că au da. 15 ani. Da, unul are în jur de 14 ani și unul în jur de 16, cam așa. Sunt, sunt diferențe de vreun an și ceva, doi da. în trei, dar sunt în aceeași clasă odată, că atunci s-a format clasa de școală, în fine. Da. Deci îl atrag într-un luminiș, cum ar veni așa, și îl asasinează într-o noapte, da? Îl da. asasinează și îl îngroapă, da? Da. Nu lungura apa destul de bine că este dezgropat și mâncat de animale uh -huh. sălbatice, da? Uh -huh. Este căutat, se găsesc coasele, nu este primul sfârșit și a găsit prin, uh -huh. în gura junglei cum ar veni, așa că se trece cu vederea și se spune că ori a fost accidentat, da, Accident. da, de, de animale și așa mai departe, da? Uh -huh. În, prin această moarte, draconianul și atributul de da. la cel Dox. pe care îl interfera, da? Ei bine, cel acest doxul este solicitanta noastră, este uh -huh. soția, așa. Aici se naște un nod karmic, da? da. Din care aceste două părți subliminale ulterior au simțit vinovăție, totuși, da. înțelegi? au simțit o decădere, să spunem, spirituală, energetică, da, prin fapta lor, pentru că mai târziu s-au maturizat și și-au dat seama că toate au greșit acum. Au, au greșit pentru că nu era cazul să se răzbune și nu era cazul să se răzbune în felul ăsta, da? Da. Și resentimentele sunt până în ziua de azi. Deci, deci cei doi copii de, ai lui Dasius, de, de acolo, sunt copiii din viața de astăzi, înțeleg, Chris? Exact, da. Hmm. da. Deci Ei acolo... vorbei că și-au da, și dat da, seama da, și s-au maturizat. Da. Așa. Deci s-a născut o karmă de neacceptare reciprocă, da? Uh -huh. Aceste suflete, când vor fi încarnate în preajma uh, sufletului soției, da? Deci, uh, cum să spun? Este ca și cum vezi victima în fața ta, știi? Și te aștepți de moment, în moment să te dezvăle, să spună. Deci, ai făcut o faptă, nimeni nu o și numai tu, și totuși destinul, în ghilimele, care îți da. în fața acea faptură pe care tu ai făcut ceva, da? da? Și deci nu mai trăiești cum treia cum înainte, ci trăiește persoana respectivă sau persoane trăiesc cu frica însă de a nu fi dezvăluite, de a nu ieși la evia la fapta lor, lor. murdar, da? Pe plan energetic, asta, frica asta a existat întotdeauna, tendința de respingere, au vino, venit vinovățiile din, din trecut și, și normal că este o acțiune de respingere uh -huh. între aceste trei suflete, da? da. Deci partea subliminală probabil a vrut să lămurească situația asta, da? da? Da, da. Da. Acum trebuie să ne întoarcem în momentul când uh, partea subliminală era tată acolo, da? Da. Și să vorbească deschis cu cei trei până lucrurile nu degenerează mai rău, da? Uh -huh, uh -huh. Sau să nu-i mai lase la școală, pur și simplu, da? Pe copii. Da, pentru că restul îl rezolvăm în sesiunea ei. Da, da. Așa. A făcut acest lucru, a adus informația totuși la aceste trei suflete, deci hmm. le arată ce poate ea acces la faptele de mai târziu, da. cum va de degenera situația în carme și carmițe, hmm. În pieți, așa. Da, în da, pieți, așa. Da. Ca și partea subliminală, ea rupe acest nod pentru că este vorba de cei dragi a ei, da? Da. și pune energie pozitivă atât cât poate emana acum și închide portalul, expediază celălaltă uh -huh. două părți, da? Uh -huh. Așa. Cum ne întoarcem aici și acum? Suntem aici acum, pentru așa. că, practic, s-a acționat din afară. De aici? Uh -huh. Da, da, da. Ok, Spune acum te eh, si. simte... o ușurare uh -huh. foarte mare, așa, și vrea să trimită iertare profundă pentru da? Foarte bine. Bun, acum să descriem partea subliminală, uh -huh. da? Deci partea subliminală din aici și acum, că până acum am accesat acea viață și acea uh -huh. înfățișare, da? Arată ca un bărbat între două vârste, dar nu un bărbat aparținând epocii noastre, ci dintr-o epocă mult anterioară, pentru că este un veșmânt energetic, adică poartă da. ceva gentunică. Dar peste această tunică destul de strălucitoare, cu lumini multicolore, așa, este tras un fel de văl negru care o acoperă în întregime, da? Da. Este tras inclusiv pe ochi, inclusiv mâinile, labele, picioarelor energetice sunt toate în acest văl. Deci este ca un sac, ca o cămașă exterioară, da? Da. Și întreb ce este cu voi ăsta, pentru că vezi tu, zic, lumina asta neagră, zic, nu te favorizează, să spunem, da? Și spune, este pentru faptul că mă ascund. Mm -hmm. Adică vrea să devină invizibilă. Și da. zic, e invizibilă în ce sens? Invizibilă pentru entități, nu ești, ci din potrivă, vizibilă. Și zic, cred că te-au ajutat la construcția acestui sac exterior. Da. Și spune... Cred că mi s-a indus și eu am zis că este ideea mea. Și zic uh -huh. de cine sau de ce te ascunzi. Și spune vezi tu ceilalți din jurul tău, când te trezești, spun, spun și încep să le spui anumite lucruri, spun că ești nebun. Uh -huh. Așa și, și spun că ceea ce facem noi aici, adică hipnoza, uh -huh. induce o stare de nebunie și de uh, distanțare față de divinitatea Ei, de Dumnezeu. Dar. Uh -huh. luat, A, da. de Dumnezeu. Uh -huh. Da, da. Adică, spune că eu am încercat să le spun că lucrurile nu stau așa și pierd teren din ce în ce mai mult. Zic, uh -huh. în ce sens pierzi teren? În sensul că ceilalți sunt uh, până la gât în programe și nu acceptă în fizic ceea ce le spun. Uh, zice, da, și eu și soția mea, știi. Uh -huh. Și spun. Uh, atunci poate că nu este momentul să vorbești, da? Da. Zic, tu, tu nu trebuie să le mai vorbești în fizic, pentru că acolo, uite, dacă te uiți la cei care le-au vorbit, ce vezi? Spun, văd o mare de uh, suflete, unii nu au suflet deloc, spune, este un negru, un gol acolo, mm -hmm. și se uită și spune ca și haina mea, zic, aha. Mm -hmm. Așa. Și zic, ai reușit să te... Conectezi cu entitățile lor. Zic nu trebuie să-mi cu acolo, pentru că ești purul cu tot afară, împroșcă și te infectezi tu. Hmm. Zic tot ceea ce, ce trebuie tu să faci este să, să te concentrezi, să-ți faci o protecție, să te concentrezi și să le transmiți informația la nivelul ăsta, cum suntem noi acum eu cu tine. Și mental, cu... în gând. Da. Deci să le transmiți în gând, să le vorbești, deci cu sufletul, te identifici cu tine sufletul și le vorbești de la suflet la suflet. Pentru că atunci ele vor auzi. Da. Care sunt lăsate să odă. Și zic până la urmă urme, zic nu este nimeni salvatorul terei și salvatorul Universului, da? Când exact, ne transmiti... Deci asta nu, era, nu e prioritatea, nu constituie da. pri prioritatea vieții fizice a lui da. Iacob. Da. Zic, prioritatea este să te simți tu bine în pielea ta. Mm. Și zic, ia uite-te, ce efect a avut în corpul tău emoțional, ce efect a avut Tunica. încercarea asta. asta, încercarea asta. Dar hai să vezi că în afară de tunică, și zice, este ca și cum este în Dunel și nu poți să apri în lumina. Uh -huh. Zic, începe prin sfârșia, de sus până jos, această construcție și o pui în fața ta înțepenită. Să nu se moaie, să nu se transforme, să nu fie luată de ceva sau cineva. Așa. Iar tu ieși afară la lumină să, să te poți examina cum trebuie. A făcut acest lucru, a ieșit din construcție. Zic că e acum odată ieșită din construcție, spunem a cui a fost ideea. Da. Și spune... E, mi-au țesut un fel de plasă, spune, în care am căzut uh, practic singură. Adică fiecare conștiință care nu era ok din punct de vedere al contaminării, spune, a băgat câte un fir în această împletitură, spune. Uh -huh. Și eu la un moment dat m-am trezit așa și, deci, simțind această energie, spune contradictorie, am vrut să vin în întâmpinare și zice. Cum poți să fii, de exemplu, invizibil, da? Deci tu să fii curat și ceilalți să spunem că sunt scăldați în noroi, da? Uh -huh. Te scalzi și tu în noroi, spune, și te ascunzi printre ei, uh -huh. ca să nu ieși în evidență. Uh -huh. <coughs> și zic, zic, până la urmă, ți-au indus ca să te noroi, să te contaminezi și tu, cel puțin pe din afară, zic, oricum, ceva cred că ai intrat și pe dinăuntru, da? Uh -huh. Și zic, ce este cu blocajul la sinusuri, da? Da. Zic că am văzut chestia cu așa, ai avut atunci, asta este șters. Ce este? Știi? Deci bagă mâna aici prin structură, înțelegi, și scoate un fel de pâlniuță sau ca un creion retezat, știi? Da. Și îl învârte așa între degete și spune, eu am pus asta. Ah. Și zic, că, păi depus pus ai pus-o. Zic, de scos nu i-am scos-o. Tu ai pus la loc? Da. Și spune, da, pentru că, uite, aici vor să se conecteze, să citească înăuntru entitățile celorlalți, spun. A, și și-a -a pus da, un doc. Da, din experiență, spune, aici pun. Și zic, da, vezi tu când ne-am ceva, deci o parte esențială da a corpului tău energetic, acolo zic vin și altele pe aceeași vibrație. Da? Zic în loc să trăiești energiile practic, să le prelucrezi, să le elimini, dar în mod natural tu ai găsit de cuvință să-ți înfunzi chakra 6, da? Iarăși, așa, și, și să acumulezi și ceea ce stă pe lângă, pentru că ca și parte fizică, Văd că nu, nu, mintea ta nu acționează destul de conștient ca să faci o curățare ca lumea, să spunem, da? Da. Și atunci acele energii care stau pe lângă, în momentul când te-ai înfuriat și s-a întâmplat ceva, s-au lipit imediat. Um, aș adăuga aici că sunt foarte multe holograme de la televizor. Mm -hmm. A, așa. Da? Da foarte multe holograme. Adic, deci privește, ascultă la televizor. Ambii privesc, dar cum să spun? Practic ei, <coughs> ei privesc nu pentru că ascultă foarte mult acele programe, ci da. pentru că fac o comparație cu ceea ce știu, au perceput că este adevărat, au aflat și cu minciunile care se spun acolo. Ah. Mm -hmm. Dar câmpurile sunt deschise și mai intră elemente de contaminare. Da, da. așa. I-am spus, tot ceea ce este foarte concentrat, îl văd, deci foarte concentrat, cum să spun, enervându-se de minciuni și da, așa da. mai departe, da? Uh, practic există acolo un fel de suflet virtual format, da? Mm -hmm. Cu o suficientă cantitate de... Tot a trimis, a trimis uh, esențe, da. a trimis, știi, așa... Și zic, că este timpul să desfințezi acel suflet virtual. Acea clonă virtuală, practic, cu suflet virtual. Este o clonă. Deci, acolo înăuntru, deci, prin ceea ce ascultă, citește, vede, deci, este un războinic, da? Pe care l-a format din el însuși. Da, ca și da, spucură, da, da. Zic, retrage-l, desfăl, dezintegrează-l. Acele esențe sufletești, împreună cu toate esențele sufletești, din orice timp, spațiu sau loc, din trecut, prezent sau viitor, în afara timpului, în afara spațiului, toate le adun și le purifice acum. Hmm. Și ADN-ul? Da. Făcut. Da, deci a purificat esențele, luminoase esențele sufletești, știi, le-a împletit, le-a făcut la loc, dar este, cum să spun, are ceva în loc de o secvență de ADN care respinge secvența lui proprie, ca și cum a încercat să, să se ajute într-o într coardă foarte intensă. Și vârful lacului îți este aruncat, știi, cam așa. Da. Este și zic acolo, ai ceva și zic, este tocmai de la această clonă, zic, a instalat ceva. Deci, este ca o dublură deasupra ADN-ului. Uh -huh. Deci, nu în ADN însă, e ca o dublură, ca o, un elastic negru. Uh -huh. Dar de o formă neregulată, da? Și zic, curăță frumos prin intenție, mă întreabă. Cum? Prin intenție să iasă tot afară. Gata. Bun. Acum lucrăm... Deci integrat, la... da? Și esențele da. și adn mult. Da. Care... Lucrăm la corpul emoțional, da? da? Pe care în sfârșit îl vedem pentru că și-a dat uh, acea chestie aia neagră, da. știi, sacul negru, din val la o parte, da? Deci uh, este de, cum să spun, are peticuțe, peticuțe ca niște solzi, da? Uh -huh. A niște, deci, toate emoțiile nebenefice pe care da, deci, le deci la Așa, deci, în loc să le elibereze, să le aducă mai departe, spre înțelegere și dizolvare, le a oprit și în acel solz înăuntru, înțelege, au intrat fire de la alții. Uh -huh. și, deci este, Solzos sol, o zdrențuiți și cu multe filamente de la alții, da? da. Zic că este timpul să tai toate legăturile cu toate ființele, cu toate persoanele care le-a cunoscut în orice timp, spațiu sau loc, sau pe orice linie temporală din trecut, prezent, viitor, adevărată sau falsă, în afara timpului, în afara spațiului, da? Da. Opa! Mm. Am găsit o linie temporală falsă. Da? da. Deci, acum 3-4 luni l-au -au dus pe o linie temporală falsă. Da. Partea, partea subliminală era într-o stare un pic de uh, zăpăceală, să spunem, da. și a acceptat să meargă acolo. Nu există o clonă fizică, da. dar uh, există un fel de corp. Un fel de android, da? Da. Și a intrat acolo în android, da? Da. Este ca și cum s-ar fi văzut pe ea însă și în viitor, da? Uh -huh. Și în viitor este această linie temporală, da? Deci uh -huh. cred că s-a întrebat ce se va întâmpla după moarte, dacă se încarnează. Nu este total convinsă că va pleca, nu cred. da. Că în programul de ieșire din metric și refacere, deci asta este voința minții fizice, a părții fizice, da. în acceptarea asta și atunci s-au văzut pe sine însăși, bineînțeles, ajutat din plin, așa și cu nădejde, mm. entități da. într-un într android, da? Mm. Deci se vede ca omul viitor în acest android l-a înviat, așa... Um, acest Android, cum să spun, are un corp perfect, pentru că este artificial, da? da. Care nu va ști ce sunt bolile și bătrânețea. Mm -hmm. Așa. Și stă la un monitor, la niște ecrane virtuale pe care face niște grafice, niște diagrame. Mm -hmm. Așa. Se numește Hib cu Y, acolo în viitor, Da. da. Și zic, acea, acea ființă pe care a înviat-o, zic, face lucruri, da? Deci vine de pe linia acea temporală din viitor, viitor. Și, și face lucruri eventual pe în linii temporale. Și spune, da, așa este. Și uh -huh. zic, și toată energia, zic, este de la tine, suflete. De la tine. Tu dai energia pentru plimbările lui, da? Sau asigura de combustibil, combustibil gratis. Da. da. Acum? Că a văzut? Ne întoarcem în momentul când uh, a fost atras prima dată pe această linie temporală. Da. Da. Să știi că văzuse ceva la televizor. Da? Da. Cred că este o, un ceva, film. Un... Deci văd partea subliminală că în timpul somnului, deci mintea s-a proiectat sufletul, într-un fel de lift transparent, dar nu merge în sus, înțelegi, sau în jos și merge cumva oblic, lateral. Și deci pe acolo pleacă, înțelegi, și accesează, este condus de entitate, zic stop aici, în momentul când ai adormit, ai așa curăță mintea, curăță corpul mental de program, pentru că prin acel film, prin uh -huh. acea chestie, ți s-a creat o, ți s-a deschis o portiță, da? Închide-o, zic, și spune-le acelor entități care te așteaptă dincolo că nu vrei să navighezi pe liniile lor false, temporale, da? Uh -huh. Că dacă vrei tu să călătorești, ca și partea subliminală, poți să o faci singură perfect și fără ajutorul lor. Da. Zic, dar viitorul ce este? Un cumul de fractal, da? Așa cum și adevărul în sine este fractalic, da? Da. Deci fiecare bucățică, fiecare chestie din acea formează uh, un pachet de adevăr, da? Da. Deci așa sunt și. Așa este și viitorul. Deci este ceea ce creezi tu în funcție de fapt. Și atunci niciodată nu arată la fel. Ce rost are să-l accesez, da? Da. Spune, m-au dus în an, și în anul șase mii, spune. Aha. Pământul nu mai arăta pământ, ci era un cumul de domuri, de cristal, da. spune. Și zic, și toți erau androizi, nu? Da. Și când, când se închidea tura, da, zic, ce făceau? Apăsau pe buton și toți erau pușâncui. Ca uniformele la oscat, nu? De scafandru. Da. Și zic că asta nu este un viitor pe care noi îl accesăm și îl acceptăm, ca și părți subliminale, da? Este creația lor și noi nu acceptăm aceast, acest program și să fim partea acestei creații. Atâta timp cât vor fi cât mai multe conștiințe care nu vor accepta acest lucru, creația Bara. lor va, va rămâne fără energie, da. va fi mai slabă și nu va avea succesul contat. scontat. Neavând succesul scontat la parametrii la care au vrut ei să se realizeze, va deveni iarăși un proiect din atâtea miliarde de proiecte abandonate de alor. lor. Uh -huh. E indubitabil că vor face altul similar, așa calculat cu, cu, da, cu parametrii celuilalt. Totul este să nu ne lăsăm combinați cu ei. Da? N-au decât să-și facă aceste, deci, eu, eu noi, tu, toți, toate părțile subliminale, deci nu le spunem să-și facă proiecțiile și planurile lor. Dar da? să-și le facă cu ei, da? Ei cu cu ei, ei, în lumile lor, în lumile da. lor da? Da. da? Atâta timp cât există viu, există aici suflet, deci în partea subliminală, spirite încarnate în acord cu uh, experiența mamei Terra, deci... Nu cred că mama Terra în sine ca planetă și-a dat acordul ca să devină o planetă de siliciu sau, da. sau de cu inteligență artificială, da? da. Bun. Deci, deci acolo a curățat era încă a curățat, a curățat uh, mintea da. după ce a dormit și nu le-a spus la ea că să le închide da. portalul, da? da? Refuz. Da. Și zic acum, uite, te concentrezi, zic, elimini toate uh, rădăcinile acestor sentimente nebenefice, da? Pentru că te-ai încărcat de ca un pom uh, de Crăciun anulăm, așa semnificația și cuvântul, și da. și zic, nu-ți este de, de niciun folos. Deci își face un fel de razlă din aceea și își arasă <laughs> de așa mare, știi, cum să le la lepidele, la melele, da. le curățat geamurile, știi? Da, da. De este gheață, așa. Așa și zic, da, da, ai curățat pe deasupra, zic, dacă acolo, pe dinăuntru, rădăcinile lor mustesc. Și zic, dacă eu te las așa, te las fără să înțelegi ce se întâmplă, zic, prima dată când vei ieși în lume cu cumpurile deschise, zic, te vei umple iar. Da. Zic, trebuie să cauți fiecare rădăcină în parte și să o smulgi de acolo, da? Să elimini cel mai bine, dinăuntru în afară, să te umfli să te apuci de punctul tău cu ambele mâini de punctul tău cel mai uh, fierbinte din, de lumină dinăuntru tău ca și cum te-a apucat de ridichea uriașă din poveste și și zic să-i expandezi în afară, să sară tot, faci acest lucru ies uh -huh. toate rătăcinile așa zic, acum cu blândețe, așează structurile, reglează-le între ele da? deci închipuiți-vă cu un corp energetic nu este, cum să spun, ca și cum ar fi o sticlă compactă. Ce este format din foarte multe straturi, atât de fine ca niște lamele. Și sunt Da, uh, ondulează, ondulează, da, nu? Deci da, tot timpul da, nu e structură tu, fixă. Da, da, deci energiile tot timpul curg, tot timpul. Da corpul fizic care trăiește, așpetirea primește stimul din exterior și traduce, da, la da. nivel subliminal, da? Întâi la nivel liminal îi trimite în subliminal, uh -huh. subliminalul așa și exprimă sentimente, emoții, stări, da? da? Deci tot timpul foșgă, este în mișcare, da? Da. Așa, acum și le-a armonizat cum ar veni straturile. Da. Zic o să umblăm un pic la corpul mental. Zic că, în primul rând, vreau să scos ca program acea tendință de insuflare agresivă a adevărului celorlalți. Uh -huh. Zic nu se nu se poate așa. Zic în practic, nu trebuie să emiți această agresivitate. A, da, să te aperi, da, că zic doar, n-ai să lași să lovească toți în tine cu săgeți și tu să nu ripostezi în sensul că te retragi, da? Te retragi și pui barieră, da? Da. Și zic că în, în, în acest mod trebuie să procedăm și cu persoanele toxice din viața noastră, da? Adică, uite, zic, de exemplu, ai un prieten, ți-a greșit odată, da? Foarte grav te-a afectat ai iertat, ai trecut mai departe, greșește și a doua oară, greșește și a treia oară și a ar. zic atunci, sau ți-a fost prieten și brusc, după ce te-ai curățat, simți că nu mai rezonezi cu el, este timpul să recalculezi relațiile, da? Da. Și să faci o mică curățare, la urma urmei nu toți sunt predestinați să stea întotdeauna cu tine și nimeni nu este, da? Nu. No. Zic, închipuiți-vă că noi, practic, cu sfera noastră, suntem cercuri și marginile la cercuri se intersectează. Ei, chestia aia comună, da? Deci, acea delimitare unde s-au încălecat sferele noastre, zic, este ceea ce avem de trăit ca experiență, da? Împreună. Când experiența se termină, practic, fiecare pleacă pe drumul lui, așa că nu trebuie să ne cramponăm atunci când relațiile se formă și oamenii pleacă de lângă noi. Trebuie să acceptăm că a fost. deci. A venit... Asta una, da. aș, 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 da. vreau să zic și eu și să-mi da? spui dacă gândesc bine, da. să nu uităm că toate aceste întâlniri cu determ sunt determinate karmatic, da? Aproape toate. Uneori, după curățare, da. sunt determinate energetic. Da, a adică în înainte. Da, de în, sensul, în sensul că, uite, sunt conștiințe flămânde care s-au semitrezi și nu știu ce să ia și de unde să o ia și atunci ele se, se lipesc, cum să spun, ca și cum te, un telefon prinde Wi-Fi, da? Uh -huh. Și ce este cu semnal mai puternic, te poți conecta, da? Așa și acele conștiințe. Când vă semnal puternic la tine, se conectează. Mm -hmm. Pentru că știu că acolo au de luat uh, uh, câteodată și. Energia. Nu, informații. Câteodată, câteodată și energie, da? Mm -hmm. Pentru că un suflet trezit să știi că dacă până te dezmeticești, ai tendința să-l ajuți inclusiv energetic. Da. Da? Da, deci da. inclusiv deci să-l scol, să-l ridici da. de la pământ. Și da. acesta nu este un lucru bun pentru tine, pentru că și nici pentru acel suflet. În primul rând, deci este exact ceea ce face mila, da? da. Adică tu te consideri atât de tare încât ăla este demn -mi de milă. Așa. Da. Pe când compasiunea, compasiunea te face să analizezi lucrul așa. Să te uiți, să-i trimiți informație de la distanță, dar să lasă să se descurce singur. singur pentru exact. că tu știi că are suficientă valoare să poată, da? Mm -hmm. Și eventual îl desprinzi de tine, ca și cum ai desprinde un o, o crab, că da. a fost în mare, așa și îl dai deoparte. Și chiar dacă se simte lezat, într-o zi va înțelege. Mm -hmm. Va înțelege că, de fapt, atunci când l-ai respins, când l-ai împins. A făcut un bine ca să-și să vadă uneltele și să se descurce. Hmm. Și spune, Aș... da, cred că am foarte multe persoane în jurul meu și la care mă gândesc, care sunt de acest gen. Da. Zic că atunci o să faci o analiză și o curățare, da? Da. Să vezi, să percepi, zic, întotdeauna, când ești în fizic, să percepi tu suflete oamenii, da? Să hmm. nu lași mintea să-i perceapă după tiparele după paternul ne omenești, da? Le, ca și minte, deci sunt, să spunem, 10-12 patternuri în care suntem obișnuiți să încadrăm oamenii, da? Hmm? Zic, la nivel vibrațional, fiecare este altceva, pentru că fiecare are o percepție deosebită. Pentru că tocmai proprie. asta e nostru, da. Și o vibrație <coughs> proprie. Da. Okay. Bun a scos și acest program, zic, scoate și alte programe nebenefice, da? Nu. Vezi, zic, pune o amprentă de alarmă la degetul de la telecomandă când apasă și de la programe de genul ăsta, da? Da. Zic, practic, de, zic, nu ești, uh, caută informațiile cu conștiința, așa e deci caută informațiile cu conștiința și căutați informațiile cu conștiința. În momentul când aveți o nelămurire, seara la culcare, da? Deci te conectezi cu sufletul și cu conștiința ta. Și îi spui suflete, cere conștiinței noastre a mele și prin conștiința noastră a mea, din conștiința universală, informație despre problema cu tare. Și să vedeți că negreșit, a doua zi vă va pica sub, sub nas, informația sub ochi, sub forma unui semn, a unui cântec, a unei întâmplări, a unui articol, a unei orice, întotdeauna. Am spus și o mai spun și afirm că suntem dotați cu internet pentru că suntem legați ca o rețea între noi sufletele prin acest internet, așa, viu, al da. viului, deci în niciun caz, pentru că suntem uh... practic. Aceeași producție, da? Deci, aceasta da. infinita mm -hmm. iubire necondiționate. Și că cel mai bun motor de căutare, adică cum este Google, mm -hmm. știu eu, și alte motoare... Este... de inteligență este... artificială, da. da. noi avem propriul. Da, motor. noi avem conștiința, este cea mm -hmm. mai bună. Deci, conștiința va căuta pentru tine și va informa sufletul. Da? da? Conștiința împreună cu spiritul. Bun. Am înțeles. Așa. Acum, Cristina, dacă am terminat și mental și emoțional, ne... ce, ne uităm la ceacră? Da, ne uităm la ceacră, să le învârtă. da, este... ceacra a doua este... cum să spun, o voidă, ca și cum uh, i-ar fi un pic rușine de sexualitatea lui la vârsta asta. Mhm. Mm Corpul, deci mintea fizică a generat asta. Da, așa, da. Știu? De formarea acestei ceacre, da? Da. Deci, pe de o parte, este dorința care din medii o ia încă, da. așa, de a avea relații intime. Pe de altă parte, este un pic de rușine și un pic de neputință aici, știi? Uh -huh, uh -huh. Care s-au eliminat ca emoții, s-au eliminat ca programe, da. este timpul să eliminăm și efectul lor. Uh -huh. Așa? chakra 3 iarăși. E măloasă, așa nisipoasă, da? da. Patru. Da. E, sunt niște chestii, parcă sunt bucățele de pământ care ies. Mai degrabă zazi de cafea, care s-au oscat un pic și când îl spart, știi, are forme, bucățele. Da. Așa? Chakra 5, 5. Neputința de a comunica celorlalți un fel de acid de gheață. Uh -huh. Chakra 6, care am curățat-o deja și acum se realinează, practic. Câra uh -huh. 7, iarăși, da? Își face torul de lumină. Hmm. S-a învelit. De aici încolo, ceea ce fac aceste chakre este să le activeze și pe subchakre, știi? Hmm. Parte și, uh, procesul se continuă, dar nu are rost să stăm că nu facem uh, sesiune numai pentru chakre, da? Da. Bun. Acum o să rău partea subliminală. Să se uite la împământare, da? Dacă s-a împământat, hmm? bineînțeles că sunt foarte slabe rădăcinile, parcă este, să spunem, un pom, care arată destul de bine de la partea unde este afară, știi? Da. În sus, dar rădăcinile dau să se usuce și rezultatul va fi că tot pomul nu va mai avea această strălucire, știi? De deci ce și întinde? Se conectează cu energia uh, mametera, da? Da. Acum din punctul cel mai fierbinte de lumină iarăși din interior, să se conecteze până la sursa mamă divină, prin identificare. Este cel mai bun lucru, da? da. Deci conexiunea asta nu trebuie să o faci tu, se face singură, da? Pentru că energia se duce, practic, are legătură cu ceea ce a fost și ceea ce uh -huh. va fi întotdeauna, ceea ce este. Așa? O nu văd foarte luminoasă, ca și partea subliminară. Mm -hmm. O să topească acea structură, da? Acel văl, voal care l-a scos la început. Da. Este foarte bine că, cum să spun, că nu are vreun contract cu vreo entitate anume sau. Um, da. Așa. Și acum să întrebăm și de calocheti. Pe asta azi, mă gândeam eu acum. Am să zic, hai să-l. hai să Dacă vrei, hai să, să canalizăm partea subliminală, Cris. Da. Ha. Gata. Număr de la 1 la 3. Lași partea subliminală a lui Iacob să vorbească. 1, 2, 3. Da. Partea subliminală a lui Iacob. Da. Cum te simți acum? Mă simt foarte bine și liberă, luminoasă, aerisită. Da. Mm -hmm. Ai văzut că, na, am avut ceva de lucru între după prima sesiune. Sigur că am avut de lucru pentru că, uite, câteodată, drept să spun, într-o într singură sesiune sunt multe de făcut, mm -hmm. da? Adică alergăm încolo încoace și, na... Dar mai e mult de făcut până la urmă și cu mintea, da? Care mintea de multe, cele de multe ori nu înțelege ceea ce am făcut, ce s-a făcut în prima sesiune. Da, pentru înțelege că Înțelege parțial. Pentru că noi odată ajuns în materie. Nu ne nu mai suntem identificați cu ceea ce este omul acolo. ci omul se identifică cu mintea, da? De, de exemplu, ceea ce ți s-a întâmplat și ție, da? Părții tale fizice. Tot timpul revine acea amintire cu calul ghiță. Da. A reprezentat o parte din copilăria ta, am înțeles, această alături de, de da. viața ta, alături de calul Ghiță, de cei doi cai. Da, este practic comuniunea omanea, iubirea necondiționată, prietenia mm -hmm. Și deci, dacă ai asta, să spunem, într-o viață, în, în orice, sub orice forma ei. Deci ori o tării primă multe vieți ca și partea subliminală, ori te-a ea pentru că percepi, deci și creionul acela, cum a spus ea, uh -huh. era pus pentru că eu percepeam și falsitatea celor din jur, da? Uh -huh. Și atunci nu-mi plăcea ca să văd uh -huh. eu sufletul, da? da. Deci, da. minții nu i plăcea ca uh -huh. să fie identificate minciunile din jur. Uh -huh. Minții plăcea, practic, să stea în, în aceeași. Pentru că acest, această minciună deci deservește socialul, da? da se face și mintea să... se simțea în da. comodă, comoditatea, da? Da, da, da. da. Înțeles. Um, cu calul Ghiță, nu știu, în ce perioadă a copilăriei tale, da? Mica da. copilărie. Deci calul gheț actualmente este o antilopă, Gnu. Și este da, undeva în Africa, da? Da. Am luat legătura acum cu spiritul lui. Da. Așa. Într-adevăr, deci are o viață de goană, da? Nu da. este grozav de bine. și Poate da. fi oricând și, vân, și vânată și poate fi oricând și atacată. De... Dar asta este viața, ca și omul. Poate da. fi o ca de ceva fizic sau de ceva de energetic, da? Și îi mm -hmm. transmit informația. Mm -hmm. Ea vrea să-mi dea și de la sesiuni care a făcut cușii pentru animale. Da. Tot ce. Da. Și este timpul să tăiem fixația legătură exact. de noi. Să lăsăm și uh, să evolueze, da? Deci celălalt... de asta trebuie să priceapă mintea ta, da? Da, da. ce vrei să spui? Trebuie să priceapă mintea mea, este de ajuns să audă sesiunea și va pricepe. Păi asta zic, de aia vorbim. Deci să înțeleagă și mintea că aceste amintiri nu au fost frumoase, te-au făcut fericit ca om, ca da, să știi. Să știi că era și într-o viață în care eram ceva ca un hun, înțelegi războinic? Da. și calul ăsta a fost o și a mea, tot că era așa. Mm, deci mm. sunt mai multe. Da? E o legătură mai veche. Da. Da? A fost. A fost. Pardon. A fost și nu mai este. Da? da, deci este cazul ca legăturile să le tai. Total, da? Cu caii, cu... Da. și lăsați pentru că, uite cum uh, tu spui, uh, acum are altă experiență Iată. alul ghiță. Da. Ok. Ai tăia legătura, da? Da. Uite, printr-o chestie de genul ăsta, entitățile care sunt acolo, așa... Dacă tu deschizi canale tot timpul cu petul tău, cu animalul tău uh -huh. cu care așa și tot timpul te gândești la el, entitățile acelea se pot uh, năpusti prin acest canal de comunicație, da? da? Vezi? Și deci, deci te trezești stând în zona uh, România, să spunem, și tu ești interferată de, de o entitate din Africa, da? Uh -huh. Pentru că entitatea deci te-a văzut că ești curat. Așa și zice, uite ce o oportunitate nesperată, să iau eu energie, anulez. Da, curată. Curată și fără să o parc. Luminoasă, cu nimeni, da? Da. 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 deci acum am, am rezolvat o pe asta cu calul și antilopa. Da, da. Aș vrea să ca tu îți activezi, implementezi și activezi programul de ieșire din Matrix. Da. Că am văzut la începutul sesiunii că nu prea erai hotărât ce să faci, dacă să ieși, dacă să mai te întorci pe aici. Da, dacă... Era influența vizitei în ghilimele pe acea linie temporară. Uh -huh. din... Da. Uh -huh. Acum am înțeles că și plimbări, plimbările astea, deci... Trebuie să identifici ceea cu ce te plimbi, întotdeauna să fie la fel ca tine, adică curate, necontaminate mm -hmm. și să aibă informație trecută prin prisma conștiinței. Deci ca parte subliminală, că cât mai ești aici și după ce pleci, părăsești corpul fizic, asta este... Este prioritatea principală, da? Nu da. intri în discuții și nu accepti nici nimic până nu identifici. Da. Da? Da. Ok. Eu îți mulțumesc pentru această discuție. A, vreau să te întreb dacă ai ceva să-i transmiți soției din viața aceasta? Da, îi mulțumesc și o aștept să vină la nivelul meu de fractal de mm -hmm. da mm -hmm. ok îți mulțumesc cum ți-am zis o să număr de la 1 la 3 iar tu mă lași să vorbesc cu Cristina 1, 2, 3 Cristina da ok deci, ce am mai avea de făcut să curețe casa, nu? Să intre în matricea originală, ah, da? Așa, da? Așa și să rescrie toate programele uh -huh. cu coduri de lumină pură, da? Uh -huh. Așa. Să elimine <coughs> toată informația cu vânzoleala asta, cu covrigul, da? Așa și cu 5G-ul, tot să scoată, uh -huh. să elimine din. Sânge și plasmă, toate amprentele energetice nebenefice, și acum da să-și curețe casa. Da, să știi că ai zis bine, uite, eu uitasem. halal coordonator ce ai, Cristina. De. Da, nu lez. De cofric, că chiar îmi scrisese la soția, da? la punctele da. ei, că de văzut această situație. Deci, într-adevăr, urmăresc televizor și erau prinși de această frică indusă. Uh -huh. Se explică multe. Uh -huh. Adică, adică era preocupată de situația asta. Deci se transmită la toate conștiințele care vin în contact. Da. Această, cum să spun, fractalii noștri de adevăr, ca și uh -huh. conștiințe trezite, da înțelegerea asta. Uh -huh. Bun. Prin casă, ce a curățat? A curățat acolo niște niște strugurei așa strâmbi. Uh. A, ca, ca și cum este o jumătate de strugură și era retezat oblic, șorchin, segregori de gânduri. Deci ei, nu numai că intră în panic, dar mai ca și de acord, știi? Uh -huh. Asupra Te panicii, ră... da? Da, da, da. Mm, înțeleg. ce să au vârstă? Și? Stau mai mult acasă. Deci vârsta asta nu are nicio importanță. Noi suntem ieșiți din liniile temporale, da? da? da. Stăm atât nu, cât mă gândeam este la nevoie partea fizică, să minte trei. Da, da. Refer. O deconectăm pe mintea uh -huh. fizică. O deconecteze de la programul spațiotemporal temporal asta. Uh -huh. Ok, când a terminat, te curățat casa să meargă în canalul abundenței benefice? Da. După ce se întoarce, Avenit. Ok, ne despărțim părțile eterice, a mea de-a ta și de-a părții subliminale și invităm partea subliminală să alunece ușor în corpul fizic.